Statisticile sunt alarmante. A crescut îngrijorător numărul cazurilor de violență domestică, potrivit Inspectoratului General al Poliției Române. Numai anul trecut au fost reclamate peste 36.200 de cazuri, iar anul acesta polițiștii vorbesc despre o creștere semnificativă. Astfel, dacă în 2017 s-au înregistrat 36.000 de cazuri de violență domestică, în primele 10 luni din acest an, deja numărul este de 33.000. În capitală se înregistrează cele mai multe din situațiile privind violența în familie, cu peste 3.400 de cazuri înregistrate în perioada ianuarie-octombrie. Și tot în acest an, spun polițiștii, s-a înregistrat o creștere și în ceea ce privește emiterea ordinelor de protecție. Și stăm de vorbă cu domnul Dan Antonescu, specialist criminolog. Bună dimineața! Bună dimineața! În primul rând, aș vrea să comentăm puțin povestea absolut șocantă de la Buftea, omul care a comis dubla crimă după care a încercat să atace și forțele de ordine. Și ce putem face pentru a reduce numărul cazurilor de violență domestică, pentru că vorbim în continuare despre ele și ele sunt în creștere? N-aș face o separare a celor două subiecte. Ele au foarte mare legătură între ele. În cazul violenței în familie, în cuplu, există un cumul de factori. Să spunem gelozie, probleme sociale, probleme financiare, probleme de educație, imposibilitatea din partea unora de a-și gestiona conflictele în familie. Numai că în cazul de față mai apar niște elemente în plus, de parcă mai trebuiau să fie ele acolo. Diferență de cultură, diferență de religie, diferență de concepție față de poziția femeii în raport cu bărbatul, pentru că este știut faptul că în unele state din zona aceea, de unde provine autorul, multe din prevederile legale, din păcate, dezavantajează total femeia ca poziție socială, este desconsiderată, bărbatul este avantajat din punct de vedere penal, el nu are nevoie de multe ori să se justifice pentru actele de violență pe care le comite asupra femeii, pentru că acolo e considerat că femeia este proprietatea bărbatului în momentul în care s-a căsătorit cu el și el are de multe ori drept de viață și de moarte în anume condiții față de partenera de viață. E clar că este o diferență de mentalitate, însă în momentul în care ajungi într-o țară cum este România, cu foarte multe lipsuri și defecte, dar totuși cu o legislație foarte clară în ceea ce privește violența domestică, este greu pentru astfel de persoană să se adapteze la o viață nouă până la urmă? Nu, foarte mulți dintre cei care au venit la noi în țară s-au căsătorit, sunt familii mixte, au copii, relaționează foarte bine și cu familiile de români, dar și cu familiile de naționalitate similară celei din care provin de regulă bărbații. Sunt oameni care s-au adaptat culturii noastre, obiceiurilor noastre, dar sunt și unii care sunt de neadus pe drumul firesc. Pe de altă parte, sunt și foarte mulți români în această situație, domnule Antonescu, tocmai asta ne arată statisticile și vă întrebam ce putem face pentru a scădea numărul femeilor care sunt agresate în familie. În primul rând, legislația privind combaterea violenței în familie trebuie încă o dată modificată. Nu trebuie uitat faptul că această legislație s-a tot schimbat și, din fericire față de alte prevederi ale codului penal, aici s-a schimbat în bine în favoarea victimei, dar nu este suficient. Pedeapsa pentru încălcarea unui ordin de protecție, cum bine l-aminteați mai devreme, este nesemnificativă și de cele mai multe ori instanța, dacă este înștiințată cu privire la încălcarea unui astfel de ordin, de regulă aplică amenda sau, cine știe cum, printr-o excepție sau două, o închisoare pentru o lună sau două, dar de regulă este amenda. Pedeapsa maximă este de un an, de la o lună la un an sau amendă. Este vorba de o hotărâre judecătorească. În codul penal, încălcarea unei hotărâri judecătorești este sancționată cu până la 2 ani. Nu știu de ce aici se merge pe această variantă. Este o altă îmbunătățire faptul că până și polițiștii, din câte am înțeles, pot emite un ordin de protecție provizoriu până când instanța se hotărăște să dea un astfel de ordin, care el poate fi obținut destul de repede acum față de anii trecuți, când durau luni de zile sau poate cât un an. Mulțumesc foarte mult, domnule Antonescu, foarte importante toate aceste informații. Vom vedea ce se întâmplă mai departe cu bărbatul irachian care, iată, și-a ucis soția și fiica. Acesta a fost ucis de asemenea de polițiști cu 4 focuri de armă. Ancheta va scoate la iveală care au fost motivele care au dus la cumplita tragedie. Merge mai departe.